Noi stăm tot timpul și când președintele merge la astfel de întâlniri, începem să facem analize, evaluări, consultăm oameni cu calități din astea extra senzoriale, adică, dom'le, cam ce spune, cam ce ar putea să spună, poate reușim să plăm de acolo, cam ce gândește, că poate se întoarce și noi trebuie să luăm niște decizii și nu știm, că și nici după ce se întoarce nu aflăm. Deci, este un fel de lup moralist. Aici nu e nici... Dacă noțiunea de mandat pe care ar trebui să-l ceară de la înălțimea funcției respective este prea mult, ar trebui măcar o consultare. Și atunci e bine să te consulți cu un guvern, cu un parlament, pentru că acolo trebuie să vorbești ceva. Acolo trebuie să vorbești ceva. Sau dacă vrei să mergi să nu vorbești, atunci e de înțeles.